Ce este viața? Aspect fizic al celulei vii, de Erwin Schrödinger. Prefață. Presupunem că omul de știință posedă în mod nemijlocit cunoștințe complete și profunde despre un domeniu anume și de aceea considerăm că de obicei nu se va apuca să scrie despre un subiect pe care nu este stăpân. Aceasta este socotită o chestiune unde nobilimea obligă. Având în vedere scopul pe care îl urmăresc acum, vă cer permisiunea să renunț la nobilime, dacă există vreuna, și să fiu eliberat de obligațiile ce decurg din ea. Iată care este justificarea mea. Am moștenit de la predecesorii noștri aspirația ardentă spre o cuunoaștere integrală, atot cuprinzătoare. Însuși numele celor mai înalte instituții de învățământ ne reamintește că din antichitate și apoi de-a lungul secolelor, aspectul universal a fost singurul căruia i s-a acordat un credit de plin. Însă dezvoltarea diferitelor ramuri ale cunoașterii, atât ca arie de cuprindere, cât și ca profunzime, ne-a pus în fața unei dileme ciudate. Ne dăm limpede seama că abia acum începem să căpătăm materialul trainic care ne va permite să legăm într-un tot cunoștințele dobândite. Dar pe de altă parte, a devenit practic imposibil ca o singură minte să poată stăpâni mai mult decât un infim fragment specializat din această sumă totală de cunoștințe. Spre a nu compromite pentru totdeauna adevăratul nostru scop, singura ieșire din dilemă este, după părerea mea, ca unii din noi să se aventureze într-o sinteză a faptelor și teoriilor, chiar dacă despre unele din ele n-avem decât cunoștințe incomplete și din a doua sursă, și fie și cu riscul de a fi ridicol. Aceasta e tot ce am de spus în apărarea mea. Dificultățile de limbă nu pot fi neglijate. Limba maternă este o haină foarte potrivită pentru fiecare din noi și de aceea ne simțim stânjeniți când nu mai putem dispune de ea nemijlocit și trebuie să o înlocuim prin alta. Adresez mulțumiri doctorului Ingster de la Trinity College Dublin, doctorului Patrick Brownie de la St. Patrick's College Maynooth și last but not least domnului Roberts. Ei au avut mari neplăceri în a potrivi noua haină pe măsura mea, iar neplăceri și mai mari le-a provocat încăpățânarea mea de a nu renunța la croiala originală pe care mi-am închipuit-o. Dacă aceasta din urmă se mai zărește încă, în ciuda strădaniei prietenilor mei de a o estompa, faptul trebuie pus pe seama mea și nu a lor. Inițial, titlurile numeroaselor secțiuni trebuiau să fie un fel de rezumate marginale, de aceea textul fiecărui capitol trebuie citit in continuo. Erwin Schrödinger, Dublin, septembrie 1944. Omul liber se gândește cel mai puțin la moarte. Înțelepciunea sa este de a medita nu asupra morții, ci asupra vieții. Spinoza, Etica, partea 4, teorema 67. Capitolul 1. Abordarea subiectului de către un fizician clasic. Trăsăturile generale și scopul investigației. Această cărticică s-a născut dintr-un curs de prelegeri citite de un teoretician al fizicii în fața unui public de aproape 400 de persoane, public al cărui număr n-a scăzut prea mult, deși a fost prevenit de la început că subiectul e dificil, iar prelegerile nu se vor referi la lucruri cunoscute de toți, chiar dacă nu va fi folosită arma cea mai cumplită a fizicianului, deducția matematică. Și nu din cauza că subiectul era prea simplu pentru a fi explicat fără matematică, ci mai curând pentru că era mult prea complicat pentru a fi în întregime accesibil matematicii. Un alt fapt care a creat cel puțin o aparență de popularitate a fost intenția conferențiarului de a lămuri ideea fundamentală care oscilează între biologie și fizică, atât fizicianului cât și biologului. Pentru că în realitate, în ciuda varietății subiectelor implicate, întregul proiect are o singură intenție, aceea de a înșgheba un mic comentariu pe marginea unei probleme mari și importante. Dar pentru a nu o lua pe o cale greșită, este util să schițăm în prealabil planul pe scurt. Problema mare și importantă și mult discutată este următoarea. Cum pot fi explicate de către fizică și chimie evenimentele spațiotemporale care se desfășoară în limitele spațiale ale organismului viu? Răspunsul preliminar pe care această cărticică se va strădui să-l expună și să-l motiveze poate fi rezumat după cum urmează.
Incapacitatea fizicii și chimiei actuale de a explica asemenea evenimente nu este un motiv să ne îndoim că ele pot fi explicate de aceste științe. Fizica statistică, diferența fundamentală în structură. Observația de mai sus ar fi foarte banală dacă ar avea ca scop doar menținerea speranței de a realiza în viitor ceea ce nu a fost înfăptuit în trecut. Dar semnificația ei este cu mult mai profundă. Cu alte cuvinte, incapacitatea mintită până în momentul de față este pe deplin justificată. Astăzi, datorită muncii ingenioase din ultimii 30 sau 40 de ani a biologilor și mai ales a geneticienilor, cunoaștem suficient de bine structura materială reală a organismelor și modul lor de funcționare pentru a afirma și stabili cu precizie de ce fizica și chimia contemporană sunt incapabile să explice ceea ce se petrece în spațiu și timp în interiorul unui organism viu. Aranjamentele de atomi din părțile cele mai vitale ale unui organism și interacțiunea acestor aranjamente se deosebesc fundamental de aranjamentele de atomi pe care le-au studiat până în prezent fizicienii și chimiștii în cercetările lor experimentale și teoretice. Totuși, diferența pe care am numit-o mai sus fundamentală este de asemenea natură încât poate părea neînsemnată tuturor, cu excepția fizicianului, care este ferm convins că legile fizicii și ale chimiei sunt pretutindeni statistice. Pentru că tocmai în legătură cu punctul de vedere statistic, structura părților vitale ale organismelor vii diferă radical de structura oricărei bucăți de materie pe care noi, fizicienii și chimiștii, am manipulat-o manual în laboratoare și mental la mesele de scris. Este de neconceput ca legile și regularitățile descoperite astfel să se poată aplica nemijlocit la comportamentul unor sisteme care nu manifestă structura pe care se fundamentează aceste legi și regularități. Un nespecialist în fizică nu poate sesiza diferența în structura statistică, formulată în termenii abstracți folosiți de mine mai sus, ca să nu mai vorbim despre incapacitatea lui de a-i aprecia semnificația. Pentru a da enunțului viață și culoare, voi anticipa o serie de lucruri care vor fi explicate detaliat mai târziu, și anume că partea esențială a unei celule vii, fibra de cromozom, poate fi în mod concret numită cristal aperiodic. În fizică am avut de-a face până acum numai cu cristale periodice. Pentru mintea umilă a fizicianului, ele sunt obiecte foarte interesante și complicate, constituind una din structurile materiale cele mai fascinante și complexe cu care natura neînsuflețită îl obligă să-și bată capul. Totuși, în comparație cu cristalul aperiodic, ele sunt banale și neinteresante. Diferența în structură este similară cu cea dintre un tapet obișnuit de hârtie, unde același model se repetă mereu, cu o peridiocitate regulată, și o capodoperă de broderie, o tapiserie de Rafael, de exemplu, în care nu există nicio repetiție monotonă, ci un desen complicat, coerent, semnificativ, conceput de un mare maestru. Afirmând că cristalul periodic este unul din obiectele cele mai complexe pe care le poate cerceta un fizician, l-am avut în vedere pe fizicianul propriu-zis. Întrucât chimia, cercetând molecule tot mai complicate, a ajuns foarte aproape de acest cristal aperiodic, care după părerea mea este purtătorul material al vieții. Deci nu este surprinzător faptul că în timp ce specialistul în chimia organică a adus deja mari contribuții la problema vieții, fizicianul nu a făcut aproape nimic. Abordarea subiectului de către fizicianul naiv. După ce am expus pe scurt ideea generală, sau mai bine zis, domeniul principal al cercetării noastre, aș dori să descriu planul de atac. Îmi propun să dezvolt mai întâi ceea ce dumneavoastră ați putea numi ideile unui fizician naiv despre organisme. Cu alte cuvinte, ideile ce s-ar putea naște în mintea unui fizician care după ce a studiat fizica, în special fundamentul statistic al științei sale, începe să reflecteze asupra ființelor vii și a modului cum se comportă și funcționează ele, ajungând să se întrebe cu toată seriozitatea dacă din ceea ce a studiat, din punctul de vedere al științei sale simple, clare și umile, nu ar putea să aducă o contribuție mai importantă la clarificarea acestei probleme. Se va vedea că poate. Pasul următor trebuie să fie compararea anticipațiilor sale teoretice cu faptele biologice.
se va vedea că deși ideile sale par în general a fi foarte inteligente, ele trebuie modificate în mod substanțial. În felul acesta ne vom apropia treptat de concepția corectă sau, ca să fim mai modești, de cea pe care o propun eu ca fiind corectă. Chiar dacă aș avea dreptate, nu știu dacă modul meu de abordare este într-adevăr cel mai bun și cel mai simplu. Dar oricum este al meu. Fizicianul naiv am fost eu și nu știu altă cale mai bună și mai clară care să mă ducă spre scopul urmărit decât propria mea cale întortocheată. De ce sunt atomii atât de mici? O metodă practică de a dezvolta ideile fizicianului naiv este aceea care începe cu o întrebare ciudată, aproape ridicolă. De ce sunt atomii atât de mici? Trebuie spus de la început că ei sunt într-adevăr mici. Fiecare bucățică de materie pe care punem mâna în viața de zi cu zi conține un număr enorm de atomi. Au fost inventate numeroase exemple pentru a face familiar acest fapt publicului larg, dar niciunul dintre ele nu este mai impresionant ca cel folosit de Lordul Kelvin. Să presupunem că am putea marca moleculele dintr-un pahar cu apă. Turnăm după aceea conținutul paharului în ocean și agităm oceanul bine de tot, astfel încât moleculele marcate să se distribuie uniform în cele 7 mări. Dacă umplem după aceea un pahar cu apă în orice punct al oceanului, vom constata că el conține aproape 100 de molecule marcate. Mărimea reală a atomilor se situează între 1 la 5.000 și 1 la 2.000, din lungimea de undă a luminii galbene. Comparația este revelatorie întrucât lungimea de undă indică dimensiunile aproximative ale celor mai mici granule care mai pot fi recunoscute la microscop. Se va vedea astfel că aceste granule conțin la rândul lor mii de milioane de atomi. Și acum, de ce sunt atomii atât de mici? Evident, întrebarea este o eschivare, pentru că ea nu se referă de fapt la mărimea atomilor. În centrul ei se află mărimea ființelor vii, mai precis, mărimea eurilor noastre corporale. Într-adevăr, atomul este mic când este măsurat cu unitatea noastră de măsură obișnuită, să zicem iardul sau metrul. În fizica atomică se folosește de obicei așa numitul angstrom, care este a 10 la puterea 10 parte dintr-un metru. Diametrele atomice se situează între 1 și 2 angstrom. Unitățile de măsură obișnuite, în comparație cu care atomii sunt atât de mici, sunt strâns legate de mărimea corpurilor noastre. Există o anecdotă potrivit căreia iardul a luat naștere din umorul unui rege englez care, întrebat de sfeșnicii săi ce unitate de măsură să folosească, și-a întins brațul spunându-le: luați distanța de la mijlocul pieptului meu, la vârfurile degetelor și va fi cum nu se poate mai bine. Adevărată sau nu, anecdota este semnificativă pentru noi. Regele voia, bineînțeles, să indice o lungime comparabilă cu cea a corpului său, știind că oricare alta ar fi incomodă. În ciuda preferinței sale pentru angstrom ca unitate de măsură, fizicianul preferă să îi se spună că pentru un costum nou are nevoie de 6 iarzi și jumătate de tweed și nu de 65.000 de milioane de angstromi. După ce am stabilit astfel că întrebarea noastră are în vedere de fapt raportul dintre două lungimi, cea a corpului nostru și cea a atomului, cu prioritatea incontestabilă a existenței independente a atomului, întrebarea formulată corect sună astfel: de ce trebuie să fie corpurile noastre atât de mari în comparație cu atomul? Îmi închipui că mulți au fost cercetătorii pasionați ai fizicii sau chimiei care au regretat că organele noastre de simț, constituind o parte mai mult sau mai puțin substanțială a corpului nostru și deci, având în vedere mărimea raportului amintit mai sus, fiind compuse din nenumărați atomi, sunt mult prea grosolane pentru a fi afectate de impactul unui singur atom. Nu putem vedea, simți sau auzi atomii izolați. Ipotezele noastre referitoare la ei se deosebesc foarte mult de constatările imediate ale rudimentarelor noastre organe de simț și deci nu pot fi testate printr-o examinare directă. Oare chiar așa trebuie să fie? Există o rațiune intrinsecă pentru asta? Putem noi urmări această stare de lucruri până la un principiu prim, astfel încât să ne convingem și să înțelegem de ce nimic altceva nu este comparabil cu legile naturii? Acum, în mod excepțional, fizicianul poate limpezi această problemă pe deplin.
La toate întrebările, răspunsul este afirmativ. Funcționarea unui organism presupune legi fizice exacte. Dacă nu ar fi așa, dacă am fi organisme atât de sensibile, încât un singur atom sau câțiva atomi ar putea produce impresii perceptibile asupra simțurilor noastre, Doamne, ce-ar fi viața noastră? Subliniem un lucru, un organism de acest fel ar fi în mod sigur incapabil să elaboreze o gândire ordonată care după trecerea prin lunga secvență a unor stadii anterioare să ajungă treptat să elaboreze, printre multe alte concepte, pe cel de atom. Considerațiile care urmează, deși se limitează la o singură problemă, sunt în esență valabile nu numai pentru funcționarea creierului și a sistemului organelor de simț, ci și a celorlalte organe. Totuși, unicul lucru din noi înșine care prezintă un interes considerabil pentru noi este faptul că simțim, gândim și percepem. Față de procesul fiziologic răspunzător de gândire și simțuri, toate celelalte procese au un rol auxiliar, cel puțin din punct de vedere uman, dacă nu chiar din cel obiectiv biologic. De asemenea, sarcina noastră ar fi foarte mult ușurată dacă am alege spre cercetare procesul care este însoțit îndeaproape de evenimente subiective, chiar dacă nu cunoaștem adevărata natură a acestui paralelism strâns. După părerea mea, el se situează în afara domeniului științei despre natură și foarte probabil în afara intelectului uman. Avem astfel de înfruntat următoarea întrebare. De ce un organ de felul creierului nostru, căruia este atașat un sistem senzorial, trebuie neapărat să fie compus dintr-un număr enorm de atomi pentru ca starea sa, variabilă din punct de vedere fizic, să fie într-o strânsă și intimă corespondență cu o gândire foarte dezvoltată? Din ce cauză această ultimă sarcină a anumitului organ este incompatibilă cu faptul de a fi, în întregime sau în unele din părțile sale periferice, care interacționează direct cu mediul înconjurător, un mecanism atât de rafinat și sensibil încât să poată răspunde și înregistra impactul unui atom din exterior? Rațiunea acestei situații stă în faptul că ceea ce numim noi gândire, 1. Este ceva ordonat și 2. Poate fi aplicat numai la material, în cazul nostru percepții sau experiențe, care posedă un anumit grad de ordonare. De aici decurg două consecințe. În primul rând, pentru ca o organizație fizică să fie în corespondență strânsă cu gândirea, așa cum este creierul meu cu gândirea mea, ea trebuie să fie o organizație bine ordonată, ceea ce înseamnă că evenimentele care se desfășoară în interiorul ei trebuie să asculte de niște legi fizice stricte, cel puțin cu un grad de exactitate foarte ridicat. În al doilea rând, impresiile fizice pe care corpurile din afară le produc asupra acestui sistem bine organizat din punct de vedere fizic corespund neîndoielnic percepției și experienței gândirii corespunzătoare sistemului, constituind materialul ei, cum l-am numit. Așadar, interacțiunile fizice dintre sistemul nostru și celelalte trebuie de regulă să posede un anumit grad de ordonare fizică, cu alte cuvinte, să se supună cu un anumit grad de exactitate unor legi fizice stricte. Legile fizice se întemeiază pe statistica atomică și, prin urmare, sunt aproximative. De ce nu s-ar putea realiza toate acestea într-un organism compus dintr-un număr moderat de atomi și sensibil la impactul unuia sau al câtorva atomi? Deoarece știm că toți atomii se află în mișcare termică permanentă, absolut dezordonată, care, ca să spunem așa, se opune de la sine comportamentului lor ordonat și nu permite ca evenimentele care au loc în cadrul unui număr mic de atomi să se înscrie în vreo lege identificabilă. Numai în cooperarea unui număr intens de atomi încep legile statice să opereze și să controleze comportamentul acestor ansambluri, cu exactitate care crește odată cu numărul atomilor implicați. Tocmai în acest fel, evenimentele capătă aparențe cu adevărat ordonate. Toate legile fizice și chimice, care știm că au un rol important în viața organismelor, sunt statice. Astfel, orice alt tip imaginabil de legitate sau ordonare este veșnic perturbat și redus la inoperativitate de neîncetata mișcare termică a atomilor. Precizia lor se bazează pe numărul mare de atomi implicați. Primul exemplu, paramagnetismul.
Voi ilustra acestea prin câteva exemple alese la întâmplare din miile existente, probabil nu atât de impresionante încât să placă unui cititor care face cunoștință pentru prima oară cu această situație la fel de fundamentală în fizica și chimia modernă ca faptul că organismele sunt compuse din celule în biologie sau ca legea lui Newton în astronomie sau ca seria numerelor întregi 1, 2, 3, 4, 5 în matematică. O persoană neavizată nu trebuie să spere că în puținele pagini ce urmează va căpăta un rezumat și o înțelegere deplină a subiectului, legat de numele ilustre a lui Ludwig Boltzmann și Willard Gibbs și tratat în manuale sub titlul de termodinamică statistică. Dacă umpleți cu oxigen gazos un tub de cuarț lung și îl păstrați într-un câmp magnetic, veți constata că gazul s-a magnetizat. Magnetizarea se datorează faptului că moleculele de oxigen sunt niște magneți în miniatură care tind să se orienteze paralel cu câmpul, ca acul unei busole. Nu trebuie însă să credeți că în realitate chiar toate moleculele devin paralele, deoarece dublând câmpul, dublați magnetizarea în tubul cu oxigen, iar această proporționalitate se păstrează și pentru intensitățile extrem de ridicate ale câmpului, magnetizarea crescând în raport cu câmpul pe care îl aplicați. Este un exemplu foarte evident de lege pur statistică. Orientarea pe care tinde să o impună câmpul este permanent contracarată de mișcarea termică, care acționează într-un mod aleatoriu. Efectul acestei tendințe este în realitate doar o ușoară predominare a unghiurilor ascuțite asupra celor obtuze pe care le formează axele dipolilor și câmpul. Deși atomii luați separat își schimbă la nesfârșit orientarea, ei generează în medie, datorită numărului lor enorm, o ușoară preponderență constantă a orientării paralele cu direcția câmpului și proporțională cu aceasta. Explicația ingenioasă de mai sus o datorăm fizicianului francez Langevin. Ea poate fi verificată în felul următor. Dacă slaba magnetizare pe care o constatăm este într-adevăr rezultatul unor tendințe contrare, și anume câmpul magnetic care caută să pieptene în paralel toate moleculele pe de-o parte și mișcarea termică care generează orientarea aleatorie pe de alta, atunci ar trebui să fie posibilă creșterea magnetizării prin micșorarea mișcării termice, cu alte cuvinte prin scăderea temperaturii în locul creșterii intensității câmpului. Lucrul acesta este confirmat printr-un experiment care arată că magnetizarea este invers proporțională cu temperatura absolută, ceea ce concordă cantitativ cu teoria legea lui Curie. Echipamentul modern ne oferă chiar posibilitatea ca prin scăderea temperaturii să reducem mișcarea termică într-o asemenea măsură încât tendința de orientare a câmpului magnetic să se impună, dacă nu pe deplin, atunci cel puțin suficient pentru a produce o magnetizare aproape completă. În acest caz, dublarea intensității câmpului nu va dubla magnetizarea, ci aceasta din urmă va crește tot mai puțin odată cu creșterea câmpului, apropiindu-se de ceea ce se numește saturație. Această ipoteză este și ea confirmată cantitativ prin experimente. Remarcați că acest comportament depinde în întregime de numărul mare de molecule care cooperează la producerea magnetizării observate. Altfel, aceasta din urmă nu ar mai fi constantă, ci prin variația foarte neregulată de la o secundă la alta ar depune mărturie despre vicisitudinile competiției dintre mișcarea termică și câmp. Al doilea exemplu, mișcarea browniană, difuzia. Dacă umpleți cu fum, compus din corpuscul infim, partea inferioară a unui vas de sticlă închis, veți constata că marginea de sus a fumului se lasă treptat în jos, cu o viteză bine definită, determinată de mărimea și greutatea specifică a corpusculilor. Dacă priviți însă la microscop unul dintre acești corpusculi, veți constata că el nu coboară cu o viteză constantă tot timpul, ci efectuează o mișcare foarte neregulată, așa numită mișcare browniană, care corespunde doar în medie unei coborâri regulate. Cu toate că acești corpuscul nu sunt atomi, ei sunt suficient de mici și ușori pentru a fi susceptibili la impactul moleculelor care le lovesc tot timpul suprafața. Prin urmare, ei sunt azvârliți la întâmplare dintr-o parte în alta și de aceea ascultă de influența gravitației doar în medie. Există bacterii și alte organisme care sunt atât de mici încât sunt afectate puternic de acest fenomen.
Mișcările lor sunt determinate de capriciile termice ale mediului înconjurător. Ele n-au de ales. Dacă ar dispune de o locomoție proprie, ar putea izbuti totuși să se deplaseze dintr-un loc în altul, deși cu o oarecare dificultate, dat fiind că sunt agitate de mișcarea termică, precum o bărcuță pe furtună. Un fenomen foarte asemănător mișcării browniene este cel al difuziei. Închipuiți-vă un vas plin cu lichid, de exemplu apă, în care s-a dizolvat o cantitate mică de substanță colorată, de exemplu permanganat de potasiu, dar nu în concentrație uniformă, iar concentrația scade de la stânga la dreapta. Dacă lăsați acest sistem să evolueze singur, în el va începe un proces foarte lent de difuzie. Permanganatul răspândindu-se de la stânga la dreapta, adică din porțiunea cu concentrație mai ridicată spre porțiunea cu concentrație mai mică, până când va ajunge să fie distribuit în mod egal în întreaga cantitate de apă. Ceea ce este remarcabil în acest proces foarte simplu și în aparență nu deosebit de interesant, e că el nu se datorează, cum am putea crede, unei tendințe sau forțe care împinge moleculele de permanganat din regiunea aglomerată spre cea mai puțin aglomerată, așa cum populația unei țări se îndreaptă spre zonele unde este mai mult spațiu. Nimic asemănător nu se întâmplă cu moleculele noastre de permanganat. Fiecare din ele se comportă în mod absolut independent de toate celelalte, pe care le întâlnește foarte rar. Fiecare din ele, fie că se află într-o regiune aglomerată sau într-una pustie, are aceeași soartă. Dacă ar fi permanent sub impactul moleculelor de apă, mișcându-se astfel într-o direcție imprevizibilă, uneori spre concentrațiile mai ridicate, alteori spre cele mai reduse, iar uneori oblic. Mișcarea pe care o efectuează a fost deseori comparată cu mișcarea pe o suprafață întinsă a unui individ legat la ochi, care dorind să facă o plimbare, dar fără să aibă vreo preferință pentru o direcție anumită, își schimbă mereu traseul. Faptul că această plimbare întâmplătoare a moleculelor de permanganat, identică la toate, generează un flux regulat spre concentrațiile mai reduse și duce în cele din urmă la o distribuție uniformă, este uluitor la prima vedere, însă numai la prima vedere. Dacă priviți porțiunile subțiri cu concentrație aproximativ constantă, veți vedea că moleculele de permanganat care se află la un moment dat într-o anumită porțiune vor fi transportate cu o probabilitate egală la dreapta sau la stânga, prin mișcarea lor întâmplătoare. Ca o consecință a acestui fapt, planul care separă două porțiuni învecinate va fi străbătut de mai multe molecule venind din stânga decât din direcția opusă, pentru că la stânga sunt mai multe molecule aflate în plimbare aleatorie decât la dreapta. Și atât timp cât această situație se menține, echilibrul se va reliefa ca un flux regulat de la stânga spre dreapta, până se ajunge la o distribuție uniformă. Motivul pentru care am menționat aici această lege neînduplecată matematic exactă este de a sublinia că exactitatea ei fizică poate fi contestată în orice exemplu concret. Bazându-se pe întâmplarea pură, validitatea ei este doar aproximativă. Iar dacă de regulă este o aproximație foarte bună, lucrul acesta se datorează numărului enorm de molecule care cooperează la acest fenomen. Cu cât numărul lor este mai mic, cu atât mai mari sunt abaterile întâmplătoare la care trebuie să ne așteptăm, iar în împrejurări favorabile, acestea pot fi observate. Dacă ești un pasionat de cărți audio și dorești să asculți cele mai bune și interesante cărți ale marilor scriitori ai literaturii universale, atunci canalul meu de YouTube este exact ceea ce cauți. Pe universul cărților audio găsiți o colecție impresionantă de lecturi filozofice, audiobook-uri și poezii. Dacă ești un iubitor al cărților clasice și dorești să faci parte din comunitatea acestui canal, te invit să te abonezi și să apeși clopoțelul de notificare pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente episoade. Dacă ai prieteni care ar putea fi interesați de aceste cărți audio, nu ezita să distribui videoclipurile care ți-au plăcut. Iar dacă ai un blog sau un cont de social media, poți împărtăși link-uri către videoclipurile canalului. Dacă doriți să susțineți acest canal, vă invit să lăsați comentarii și feedback în secțiunea de comentarii de sub videoclipuri și să faceți o donație apăsând pe link-urile din descriere. Să ne unim forțele și să împărtășim bucuria de a asculta cărți audio cu toată lumea!